Salut și bine ați dat doar de lectură! Astăzi o să vorbim despre Bookfest. Eu am fost ieri sâmbătă. O să organizăm clipul așa mai întâi, vorbim despre Bookfest câteva lucruri, după aceea vă arăt și un mic montaj a câtorva cadre pe care le-am filmat pe acolo și după care ne întoarcem înapoi pentru a vorbi și despre cărțile pe care le-am cumpărat, două, trei vorbe și despre fiecare. Bun, mai întâi, Bookfest, după cum bine știți, are loc în fiecare primăvară, a avut o pauză de 2 ani de zile din cauza pandemiei, dar acum s-a întors. Se pare că lucrurile sunt ok, am văzut multă lume, am văzut foarte multe lansări, destul de multe reduceri. Printre reducerile pe care le-am găsit eu a fost ceva în genul 2 plus 1 la Nemira, 30% la 3, ce am mai văzut, pachete promoționale pe la app, ce am mai văzut eu, la Litera parcă, avea ceva reduceri, 3, nu, cred că se ducea și mai mult, nu mai știu. Și pe acolo puteți trece. Mă rog, nici nu mai știu. La Arthur, din păcate, Arthur, Paladin, n-am văzut niciun fel de reduceri. Într-adevăr, avea un stand frumos, bănuiesc din cauza asta. E posibil să fie aplicat o reducere. Un amic cu care am fost a luat două cărți la 33 de lei sau 35, două și le-a plătit 60 de lei. Deci e posibil să fie și acolo o reducere mică la casă. Dar nu știu, nu se scrie nicăieri. Cel puțin n-am văzut eu. Bun, cram asta am văzut în ce privește reducere, o grămadă de lansări, deci la un moment dat devenea chiar obositor, deoarece erau standuri alăturate care aveau lansări în același timp, fiecare cu boxele lor, cu microfonul lor, cu autorul lor, care vorbeau în același timp, dacă te poziționai între, deja era oribil, trebuia să te duci la standul care te interesa cât mai încolo, ca să poți să nu fii bruiat de celălalt. Am fost la la lansarea unei cărți, a unui amic, o să vorbim și despre ea, și în același timp el era la standul acesta, la celălalt era altă lansare și la celălalt era altă lansare. Deci cumva erau trei standuri alăturate, în același timp se lansau, în același timp vorbeau autori, destul de obositor era să urmărești toată treaba. Da, mă rog. Foarte multă lume am observat, deci se căutau cărți, se vândeau cărți, ceea ce înseamnă că, băi, încă e piața de carte, nu e probabil unde este, știm asta, toată lumea se plânge, dar e ok, nu știu, mie mi s-a părut, am văzut multă lume cu sacoșe, cu așa mai departe, deci e ok. Haide acum să vedem câteva imagini. Bun, și cam asta a fost acolo, ați văzut și voi cum a fost. Câteva imagini, bineînțeles, mai erau încă o grămadă, dar nu puteam să fac un clip extraordinar. Și acum ne întoarcem și la cărțile pe care le-am cumpărat. Le-am aici lângă mine și vi le prezint mai întâi pe toate. Astea sunt. Și acum le luăm în parte. Pe rând. O să începem cu autorii români și după aceea mergem și la cei străini. Și începem cu primul. Mircea Cărbunaru, Colecționarul și alte povestiri stranii, de la editura App. Bun, Mircea Cărbunaru este brăilean, este coleg cu mine la cenaclul Arzon SF, de care v-am mai zis și unde mai scriem și ne spunem ceea ce ne împărtășim ideile. Cartea lui este o carte de povestiri, logic, de asta se numește Colecționarul și alte povestiri, are 144 de pagini. Mircea Cărbunaru e un scriitor bun. Eu i-am citit povestirile,
Nu, încă nu am citit cartea asta, dar cele apărute prin reviste, cele apărute prin fanzini, le-am ascultat în cenaclu o parte din ele, unele sunt noi, o să revin și cu o recenzie la cartea asta. Abia aștept să văd și cum le-am refăcut, că unele din ele sunt refăcute, le-am auzit prima oară la prima mână, unele din ele chiar din când eram tânăr. Bun, deci Mircea Cărbunaru, colecționarul și alte povestiri de la App. Următoarea, o scriitoare care a apărut pe canal în seria aceea cu sfaturi pentru scriitori începători, și anume Ana Maria Negrilă. Și vorba este, cartea pe care am luat-o de la ea este Stăpânul Umbrelor, Trezirea. Stăpânul Umbrelor este o serie destul de mare, 4, dacă mă înșel, îmi cer scuze, 4 volume, acesta este primul dintre ele, m-am întâlnit, am uitat să vă arăt, de fapt vă arăt la amândouă, v-am întâlnit cu autoarea, ați văzut și fotografii în material, o am, cartea am luat-o și am și autograf de la ea, este de la editura Crux Publishing din 2020, are undeva la, ia să vedem, 443 de pagini. Și referitor și la colecționarul, și aici am autograf, pentru că normal adunești cărți cu autograf. Acestea două sunt cărți scrise în română. Sincer să fiu, am mai căutat o carte, cea lui Alexandru Lamba, și n-am găsit-o, nu știu. Nu m-am uitat eu bine, vreau să iau și cartea lui. Bun, trecem mai departe, și anume 4 la număr. Vom începe le luăm pe edituri, și anume mai întâi începem cu Nemira. Da? Prima carte, Corabia Destinului, volumul 2, Visurile Dragonilor, de Robin Hobb. De fapt e ultima parte din trilogie. Dar Nemira a împărțit trilogia în primul volum, în prima parte, cum ar veni, al doilea volum l-a împărțit în două volume, a doua parte, și a treia parte iarăși în două părți. Acesta e cel de-al doilea volum din a treia parte. Cu alte cuvinte, sunt 5 cărți în total în această serie, așa hotărâne Nemira. Eu nu am fost de acord, știți, de data trecută ce v-am zis, că mi se pare că ăsta e o cascadorie publicitară, așa, ca să poată să vândă aceeași carte de două ori, nu mi se pare ok. Scuza editurii a fost că e o carte foarte mare, nu accept așa ceva, tot timp cât am Apocalipsa aici, care are 1146 de pagini, nu poți să-mi spui că o carte de 800 de pagini e prea mare. Cum avem Martin cu aproape 1000 de pagini, cum am Ken Follett cu Stâlpii Pământului de 1000 de pagini și alte cărți de 1000 de pagini, o carte de 800 de pagini e ok. Nu era, și am atâtea cărți de 800 de pagini, inclusiv de la Nemira, așa că na. Asta e părerea mea, eu mi-o spun, aruncați cu pietre dacă nu sunteți de acord. Bun, următoarea carte e o carte pe care o a recomandat-o editorul de la această editură, Marian Coman, destul de mult. Vă simt pe Facebook că spunea ceva în genul, dacă e să plec o singură carte de la Bookfest, aceasta va fi. Și anume e o carte scrisă de Kim Stanley Robinson, Ministerul pentru Viitor. Kim Stanley Robinson, foarte cunoscut pentru seria Marte, roșu, verde și albastru. Eu pe canalul mai am cu Aurora, parcă se numește. Mai am eu ceva cărți de a lui, sincer să fiu, n-am ajuns să le... Marte l-am citit în tinerețe, eram... nici nu mai știu de când. Și nu știu dacă am terminat toată seria Marte. Știu că am citit-o, știu că e foarte lungă, mi s-a părut. Dar amintirile așa mă părăsesc, asta sună ca o melodie de, nu știu, 3 sud-est. Bun, deci nu pot să spun că îl cunosc foarte bine pe autor, există pe canal o singură carte, mai am Șaman, care sincer să fiu, am auzit foarte multe lucruri și vreau să ajung și la ea. Asta este, am luat-o datorită recomandării lui Maria. Bun, mergem mai departe, ultima, Misterul Ulmului, de Tana French. Am făcut eu din Taina și Misterul și din Tana și Misterul și Taina. Vai, ce prostii vorbesc astăzi, dar nu e nicio problemă. Apropo, nu v-am zis câte pagini are. 654.
Iar misterul ulmului are undeva la 552. De ce am luat cartea asta? E un mister, un thriller. Și ceea ce m-a convins a fost această mică propoziție de jos, un nou roman extraordinar, Stephen King. Da, dacă Stephen King că e roman extraordinar, eu v-am zis că eu nu-l contrazic. Știu că face și multe chestii de publicitate pentru a promova cărțile editorilor lui și așa mai departe, dar până la urmă asta e ce să-i fac. Oricum îi cumpăr cărțile, oricum îl apreciez și sunt convins că nu ar fi fost de acord să-i apară numele pe vreo prostie, nu? Că până la urmă are un... și el o statură și un anumit poziție pe care trebuie și o mențină. Al lucru care m-a convins este bestseller The New York Times, roman declarat Notable Book of 2018 de The New York Times și Best Book of 2018 de National Public Radio, The New York Times Book Review, The Boston Globe, Slate, Elle, Vox, Library Hub, Vulture, Amazon, etc. Și am zis, bă, trebuie să fie măcar acceptabilă, dacă nu bun. Mă rog, am citit ce scrie pe spate, e interesant ce se întâmplă, dar vom vedea când o voi citi și o vom recenza. Ultima carte luată de la editura 3, tot un bestseller New York Times, scrisă de Stephen Chbosky, sper că am pronunțat corect, Prieten imaginar. O carte destul de mărișoară, uite, am să fac prin comparație, vedeți? E și mai înaltă și mai lată, deci mult mai mare, un roman destul de mărișor. De ce l-am luat? Am luat cartea asta deoarece, nu mai mi-aduc aminte cine, dar în discuțiile cu voi, cineva mi-a spus la un moment dat, mi-a recomandat cartea asta, unul dintre cei care se uită la canal. Acum ceva timp discutam și m-a întrebat dacă am citit-o și mi-a recomandat-o. Bineînțeles că a trecut ceva timp de atunci, dar mintea mea nu s-a șters acel comentariu și acum când am ajuns la 3, am luat-o și cu o reducere de 30%. Parcă era 50 și am dat 36, nu mai mi-aduc aminte exact, dar prețul, dar oricum... am luat-o și cu o reducere și am zis, ok, bun, perfect. E și un roman pe care vreau să-l cumpăr, acum dacă și are și o reducere, asta este. E o carte horror, așa mi s-a spus, deranjantă și știți, unde e horror și deranj, hop și eu. Bun, astea sunt cărțile pe care le-am luat la Bookfest. Ne oprim aici că deja s-a mărit destul de mult clipul. Și cam atât. Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține, link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună. La revedere, nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.